Hai, salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou episod! Suntem în Comandău. După cum vedeți, numai natură. Aici e, lângă noi este cabana unde locuim. Și pentru că mi-a scris câțiva în comentarii să prezint un pic satul, acum, actual cum este el, în acest clip am decis să fac asta. Așa că haideți după mine ca să vedeți. Acum o luăm pe scurtătură spre sat. Adică până în centrul satului fac vreun kilometru. Stai pe trotuar, te rog, ca să nu cazi. Am plecat cu câinii, mergem să facem niște cumpărături și să vă arăt un altă de prin sat. Ăsta, oameni buni, care trece pe aici este râul Bâsca Mare, se spune. Suntem unde locuim noi, suntem înconjurați de râul ăsta ca un fel de peninsulă, fiindcă suntem înconjurați din trei părți de râul ăsta. Da. E o apă super curată, numai bună de îmbăiat în ea. Și da, ăsta e râul Bâsca. E plin de pești, de clen, de păstrăv, de șorec, tot ce vreți. Și vedeți ce drum fain avem de făcut către sat, către magazin. Conjurați doar de natură. Pisica a venit după noi. Aici în fața noastră avem primăria. O clădire faină. Aici suntem cumva, facem parte din centrul satului. Are un parc fain în față. Nu știu cum. Hers. Este și cabina medicală în sat, da, cu farmacie. Un sat foarte liniștit, cu oameni foarte faini. Fiecare om se ocupă cu câte ceva. Unul fierar, unul cu caii, unul cu lemnele, unul cu... Fiecare are treaba lui. Stație de autobuz, cabine medical, cum am spus. Zi. Cine există este un casino. Da, a fost casino și aici. Mai exact Popice. Dar în urmă cu mult timp. Nu știu cât, 30 de ani, cam așa, 40. Este și parc, oameni buni, pentru copii. Aici se țin și zilele comandoului. Vedeți ce frumos e amenajat. Podul mișcător acolo. Loc de joacă pentru copii. Mai în față este scena. Chirierea TV-uri. Căsuțe. Depozitul cu tot ce-ți dorești. Aici poți să zici că e centrul centrului. Cu barulețe de aici. Intersecția. Salut!